Astea sunt cele mai ciudate descoperiri făcute de către oameni care 100% te vor surprinde. Cum ar fi, de exemplu, videoclipul ăsta cu creatura asta? Bro, nu-mi dau seama, e sirenă? E extraterestru? Uitați-vă ce cap ciudat are, zici că e câine! Haideți să vedem, a găsit groapa aia și s-a decis să intre înăuntru. Băi, nu cred că ar trebui să faci asta dacă vezi o groapă pe stradă. Mamă, și uitați-vă, au găsit un cinema underground? Explorăm un loc abandonat cu animatronics? Ok, ar trebui să fie acolo Five Nights at Freddy. Mamă, cât de creepy arată locul ăla! Oh my god, cine a luat pe ăla acasă? Oh my god, a plecat cu unul de acolo! Spuneți-mi de ce ai vrea să ai asta la tine în casă? Am găsit scările astea în pădure, ok? Și spre ce duc? Ce-ar fi trebuit să fie acolo? Oh my god! Băi, sunt destul de creepy dacă stai să te gândești. Haideți să vedem o capelă din Evul Mediu care e acoperită cu oase, cu 5.000 de oameni. Oh my god, uitați-vă acolo toate scheletele lor. Mamă, uitați-vă unde au ajuns oamenii ăștia. Ce-i chestia aia? Nu-mi zi. S-a urcat pe ea? Ok. Mamă, cât de tare e priveliștea. Ok, ăla ce ar trebui să fie? Mamă, zici că e un extraterestru? Nu-mi zi. Oamenii mei au găsit un pui de extraterestru? Găsit o școală abandonată? Haideți să vedem. Mamă, uitați-vă cum, cum a rămas tot mobilierul acolo. Ok, foarte creepy arată. Și baloanele alea cum au rămas pe tavan. Faptul că au rămas toate chestiile alea înăuntru o face de un milion de ori mai creepy decât dacă n-ar fi fost nimic acolo. Spune cineva cum s-a spawnat chestia aia de metal acolo. Nu știu, au pus-o extraterestrii? Care e explicația? Oh my god, este un gigant? Ok, nu văd gigantul. Mamă, ăla ar trebui să fie? Uitați-vă cât de înalt e. Oh my god, gândiți-vă să fi fost pe munte la momentul ăla și să vedeți chestia aia. Am găsit casa lui SpongeBob în pădure. Ok, destul de tare până acum. Mamă, băi, dar de ce vrea să faci chestia asta în pădure? Ok, uite acolo pe plankton. Ai și sobă foarte frumos, să nu fie frig. Ok, ăla e un soare și ar mai trebui să fie încă unul. Bro, cum a făcut asta? Cum e posibil așa ceva, gen e un soare și acolo și în partea cealaltă? Mie mi se pare că e luna, dar pare că e în flăcări, ziceți voi de nu. Tia cu numărul 103, haideți să vedem. Cred că e foarte veche chestia asta. Uitați-vă cum arată, e toată ruginită. Bam, și-a mai găsit o cheie înăuntru. Și un dinte? Ăla era un dinte de om? De ce ai ține un dinte de om într-o cutie? Oh my god. Haideți să vedem, ăsta e un parc de distracție abandonat. Mamă, cât de tare e locul ăsta. Cum au rămas toate așa frumos abandonate. Ok, o toaletă. Mamă, și ce-a găsit acolo? Ce-i chestia aia? Și de ce era ascunsă sub toaletă? Ok, mamă, a găsit, uitați-vă câți bani a găsit sub toaleta lui, 10.000 de dolari. Tonomate abandonate din anii 90, haideți să vedem, uitați-vă că au rămas dozele de suc înăuntru. Stai, ce? Ok, haideți să vedem. Mamă, și uitați-vă niște snack-uri acolo, Doritos. Uitați-vă ce ambalaj avea punga de Doritos atunci. Să vedem, mamă, ce sunt acolo, crocodili? Gândiți-vă să fi fost cu barca și să vi se întâmple chestia asta. Ce se întâmplă acolo? Ce erau aia, rechini, delfini? Nu-mi dau seama. Haideți să vedem încă o școală abandonată. Ok. Dulapurile frumos acolo. Oh my god, și cărțile, n-au luat nimic de acolo. Ok. Băi, zici că e dintr-un joc horror chestia aia? Haideți să vedem ce a găsit omul ăsta pe Google Maps. Bam, 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 dă zoom, zoom, zoom. Mamă, și ce e chestia? E o cruce? Sau e o navă? Nu știu. Ce-ar fi chestia asta spawnată în mijlocul deșertului? Nu înțeleg. Un bunker secret din al doilea război mondial? Haideți să vedem. Ok, un ceainic acolo. Uitați-vă cât de vechi era. Mamă! Locurile astea par foarte interesante de explorat, dar n-aș intra acolo. O fermă abandonată? Haideți să vedem. Uitați-vă cum au rămas pozele pe raft. Ok, ăla era Buzz. Un ursuleț. Un coș de basket. Pozele alea erau foarte creepy cum stăteau acolo. Mamă, ce-ar mai trebui să fie și chestia asta? Uitați-vă cât de lungă e! Stai, ce? Gândiți-vă să notați și să vedeți chestia asta. Oh my god, haideți să vedem. Ăla e un detector de metale, mă gândesc. Mamă, și-a găsit mare cutie acolo. Ia, vede, e o statuetă cu aur? De aur? Mă, gândiți-vă doar cât valorează toată nebunia asta de acolo. OZN găsit în apă. Mamă, uitați-vă cum arată chestia aia. Băi, seamănă cu o navă de extraterestru. Ai ce? Glitch în viața reală? Bro, ce-i chestia aia? A, era doar un câine. Într-o secundă am crezut că e un extraterestru. Haideți să vedem, a găsit mare șarpe. Ok, și în groapa șarpelui era ceva ascuns. Mamă, șarpele ăla proteja chestiile alea. Și uitați-vă, a găsit aur acolo. Damn.
Ce mai e și chestia asta? E o căprioară? Uitați-vă cum are chestiile alea acolo! Mamă, n-aș fi stat atât de aproape de ea. Chestii pe care le-am găsit într-o casă veche de 150 de ani, partea 2. Haideți să vedem. O cutie de sardine. Uitați-vă cum a ruginit aia. Niște cupoane care au expirat în 1964. Haine ascunse în pereți. De ce ți-ai pune hainele în pereți? Adică rezistă mai bine casa sau ce? Ok, aia ar trebui să fie o sirenă reală. Băi, se vede că e un costum. Na, ăsta e un fetus de rechin? Mamă, cât de drăguț e! Uitați-vă, din chestia asta super mică devine Dita mai rechinul. Ne plimbam prin oraș și am văzut că plouă doar într-un singur spot. Cum e posibil așa ceva? Băi, nu văd ploaia, adică văd că picură ceva acolo, gen aici, dar în rest, uitați-vă că nu plouă niciunde. Ei, pare foarte speriat bărbatul ăla. Haideți să vedem ce a găsit. Bam, de zoom. Mamă, aia era o pumă de munte? Uitați-vă cum îl privea. Aștepta doar să se apropie ca să poată să-l mănânce. Uitați-vă cum arată chestiile astea. Zici că sunt din desene. Mamă, cât de satisfying arată norii aia. Dar gen, cum și-au luat forma asta? Momentul adevărului. Dă oglinda jos și ar trebui să găsească ceva după. Mamă, are o gaură după oglindă. E o întreagă cameră secretă după oglindă. Uitați-vă cât de mare era. Știe cineva ce e chestia asta? Mamă, cât de drăguță e! Cred că e un pui de pește. Adică asta ar trebui să fie. Îți vine să crezi ce am găsit? Aia ar trebui să fie o banană gigant. Haideți să vedem acum o deschide. A, și înăuntru erau două banane? Cât de tare e chestia asta? Let's go! Ok, ăla e un tavan. Și ce e chestia? Oh my god! Ce e chestia aia acolo? O, părea că e o față de monstru. Ăla ar trebui să fie un băț? Ce e chestia aia? Ok, de ce se mișcă? De ce se mișcă bățul ăla? Bro, nu-mi spune, e un gândac? Sau un animal? Mamă! Gândiți-vă să mergeți pe undeva prin pădure și să dați de chestia aia. Ăla e un diamant. Haideți să vedem ce a găsit omul ăsta. Bam, îl sparge. A, cred că sunt niște cristale. Ok, cred că valorează foarte mult chestia aia. Omul ăla cred că a dat peste o comoară. Mamă, cum e posibil gen să fie flacăra aia aprinsă în interiorul ghețarului? Efectiv nu pot să procesez cum se întâmplă asta. Ce mă? Uitați-vă cum are corpul în partea asta și capul în cealaltă parte. Chestia asta ori e un glitch, ori e un om fără cap acolo. Mamă, alea sunt niște broaște. Uitați-vă câte broaște sunt acolo. De ce sunt toate orientate spre omul ăsta? Vor să-l atace? Mamă, ăla e un crocodil sau e ceva și o pârlă? Povute, joci GTA 6. Curățam camera fratelui meu și am găsit asta. Mamă, uitați-vă ce avea în doza aia. Ce să ia viermi? Uitați-vă să fi băut din chestia aia. Și uitați-vă cât de mulți erau. Ok, o pisicuță? Mamă, dar de ce faci așa? Băi, mi se pare foarte drăguță. Lasă și tu mare like dacă ți se pare drăguță pisica asta. Face, nu vezi în fiecare zi? Mamă, e o bufniță la volan. Cum a ajuns acolo? Uitați-vă la pești ăștia cum se sincronizează. Nu știu, mi se pare că e un om care merge. Spuneți voi de nu. Cam asta a fost videoclipul. Like, subscribe. Uitați să activezi clopoțelul. Dacă mai vrei să vezi un videoclip, ai două pe ecran.